Cu cine începem? Domnul Mărzencu, probabil, cu dumneavoastră, puneți primă. Ca să înțelegem exact cum afectează această, eu știu, ridicare a prețurilor fără precedent, lucrările de primăvară, profitabilitatea sectorului și cum vedeți o rezolvare aceste probleme. Eu, din logica gândirii pe care o am, eu nu pot să înțeleg cum poate într-asemenea termeni restrânși să crească prețurile astea, știți, în așa mod. Și când aud că la bursă, chestii și... Eu nu cred că nu este factorul subiectiv hotărător și la bursă ca să salteze prețurile astea. Cum așa, într-o lună de zile, știți, să avem exploziile astea, înțelegeți? Și eu m-am expus de mai multe ori. Vorbesc despre problemele agriculturii și asta înseamnă asta, fiecare înțelege, știți? Dacă noi anii trecuți, când avem niște prețuri așa, tot care pentru noi nu erau mari bucurii, și cheltuielile la un hectar de teren arabil, zicem cu greu, se ridicau la 6-7 mii de lei la hectar, dacă se respectă, sigur, că tehnologiile și să avem recolte, care nu ne jucăm de agricultură. E acum, vă dați seama, dacă să aibă, să păstreze prețul ăsta în jurul la 30 de lei pentru un litru, dar chiar și 25, numai cheltuielile de motorină se ridică sub 3 mii de lei la hectar. Îngreșamentele s-au triplat și așa, dar mai peste 20-25 de mii de lei tona de desilitră, în loc, anul trecut a fost la, în jur la 6-7 mii de lei. Deci, și când mai adun toate celelalte, din start, vedem că noi vom lucra în pierderi, dar în afară de asta, cum vom lucra în pierderi, asta încă vorbesc anticipat, fiindcă noi e posibil nici să nu putem lucra, să nu putem munci, să nu putem, fiindcă nimeni nu oferă nimic acum, în bază de contract, eu singur sunt un producător mic și companii care întotdeauna mi-am onorat obligațiunile, mă cunosc, cât de greu n-a fost, întotdeauna am achitat datoriile și fără plată preventivă nu eliberează un gram de nimic. Și atunci agricultorii care în conturi azi sunt și care au poate companii mai mari, dar cei mici și mijlocii mai ales sunt conturile goale. Să marg la bancă să iei credite. Dobânzile și astea au crescut și nu știi ce o să fie și băncile totuși cu dobânzi flotante, dar cele mai desi ori ele nici nu se oferă credite în asemenea situații acestor întreprinderi vulnerabile. De atâta, ori câte ori am posibilitate să vorbesc, este o situație care nimeni nici n-a putut prin vis să ne treacă, putem să avem așa situație, știți? Mai vorbesc de acum și cauza războiului, sigur că ne-a afectat și că nu se importă din părțile astea de combustibil. Dar, oricum, chiar în discuții și de azi dimineață cu unii producători, ei sugerează că, nu știu, formula asta, eu, de fapt, n-am văzut-o scrisă, formula asta, metodologie, să văd care sunt factorii din formulă și matematician și economist eu a aplicat formula asta, știți așa, ca ea să fie una care să reflecte situația obiectivă de piață, dar nu, știți, interes ascuns a cuiva. Și de atâta, în asemenea situație, noi am sugerat poate să plafoneze adaosul comercial la importul de motorină. El e plafonat. Prin lege. Cum? Dacă e plafonat, dar tot calculat din formulă. La Angro a fost o problemă, cred că reprezentantul Andreiului va povesti mai târziu. Deci, domnul Mărzencu, ceea ce înțelegem noi, faptul că nu se livrează, deci solicită plata, asta este o situație, un caz sau e un caz răspândit? Eu mai vorbesc cu cine n-am vorbit din agricultori și cei mari, încă nu mici și mijlocii, dar din rândul celor mai mari, mai care au capacități de plată mai cât de cât, înțelegeți? Nu știu, dar mie, dar m-am așa, știți, sentiment că parcă special cineva, de undeva, trage sforile astfel, știți, așa, ca să ne pui la respect și cei mici și mijlocii să nu mai ființeze ca proprietari, ca antreprenori, știți, să fie rechinii ăștia mari și ăștia, știți, să gestioneze tot ceea ce se mișcă pe pământul ăsta. Dar noi să fim simpli executanți și